Salutare, bine v-am regăsit! Clipul de astăzi se încadrează la sfaturi și sugestii bune din partea mea. Așa cum v-am obișnuit, eu întotdeauna v-am încurajat să montați cu toată încrederea piese aftermarket. Dacă piesele alea sunt produse de producători, care sunt de prim montaj. Aia înseamnă că o expertiză, avem clip în care v-am zis cum puteți să păstrăm calitatea fără a face rabat nu, cum putem să economisim bani fără a face rabat la calitate. Avem clip în care v-am explicat, v-am arătat un filtru OE MAN și un filtru aftermarket MAN, ele erau identice. Și în diferență de bani, nu știu, 40-50%. Mai avem încă un clip în care v-am zis că noi, trebuie să, noi cumpărăm brandul, nu țara. Știți că se întâmplă, spre exemplu, uite, kitul de distribuție, m-am uitat pe el. E inginer din Germany, made in Italy. Noi nu cumpărăm pe italien, noi cumpărăm continental. Continental are fabrica acolo. Sunt piese made din Brazil, cum sunt cele de la Lenfurt, de anumite bucși pentru diverse mașini. Made din Brazil, filtre man made din South Africa, made din China, sau în Turcia, mă ne ferim. Dar eu v-am zis întotdeauna că standardul de calitate este impus de către producători. Și exemplul care vine în minte este fabrica Mercedes de la Sebeș, care produce cutile nouă g tronic. Numai în sebe se produc și se exportă în toată lumea. Acum, ce ar trebui să zică nemții? Nu, bă, dacă în România, nu mai trebuie, mă. Nu, mă, în România nu ce trebuie. Standardul din fabrica asta nu e un standard românesc, nici măcar ardelenesc, e standard nemțesc. No, ca să înțelegeți unde vreau să beau, să bat. No, am, aici sunt niște piese ce le-am furat la băieți acolo din, din service. Avem câțiva, uite, avem aici, deci o sondă lambda Delphi, fil de ulei, o bujie originală și chi distribuție continentală. Ele sunt doar cu titlul suge, doar cu titlul sugestiv, cred că se spune da. și la televizor. Vreau să vă spun o, o situație, nu am destul de curând, dar eu de-a lungul timpului am mai am mai întâlnit-o, dar nu m-am gândit să fac clip, că sigur o să vă ajute. No, să discutăm împreună, eu uh, vorbesc și voi scrieți în rubrica de comentarii, când ar trebui să, ne, să montăm piese originale sau piese aftermarket. Eu v-am încurajat pentru a face mie de bani, montați aftermarket cu toată încrederea, pentru că degeaba scriu unii în comentarii, domnule, pun doar original, bă, prețurile sunt mari. Și dacă pot să montezi același producător aftermarket, gen, spre exemplu, de ambreiaj OE, bine sax. O e costă 5.000 de lei, sax costă 2.500. Eu am mai zis că nu sunt fabrici diferite, cine vrea să mă contrazic, că nu mai obosiți, că am văzut cu ăștia patru ochișori. Dar sunt anumite piese, un producător când face un motor nou, face un motor, folți, că încă ăsta tot ziua la în curte, face un motor 2 litri TDI, bun. El apelează diverse producători de subansamble. Bă, ber, făm tu e ghereu, bă, gheret, făm tu turbina, bă, boș, făm tu injecția. Înțelegeți, continental făm distribuția, mai ales dacă motorul e la prima generație, evident că nici nu-s Dumnezei inginerie ea, Dumnezeu, că poate să e, apară probleme. Dacă apar probleme până, nu știu, până într-un an de zile, se repedează mai ușor. Dacă apar probleme după vreo trei ani de zile, e un pic mai complicat. De ce? Producătorii aftermarket, primește sau cumpără licența după o anumită perioadă. Știți că ați mai întâlnit și voi. Spre exemplu, la de distribuție o să vedeți că la întinzător nu mai este prezonul cum l-ați găsit voi de 8, este de 10. Deci s-a modificat soluția constructivă și voi trebuie să măriți la ora. Cine e mecanic știe. Sau cine a schimbat distribuția, mecanic a înțeles. Aia înseamnă că s-a schimbat soluția constructivă. Însă, ce facem noi cu piesele făcute către producătorul piesei OE, doar pe cod aftermarket, ca să mai exprim mai bine. Să zicem că întinzătorul a fost făcut, s-a făcut OE și după trei ani de zile a primit licență să-l facă, să-l vândă și aftermarket. Doar că după trei ani și jumătate s-a schimbat soluția constructivă. OE, dacă tu îți comanzi, îți comanzi piesa updatată. Dar producătorul aftermarket nu se va updata. Ce mm. se cu piesele alea care sunt deja în depozitele furnizorilor? Hai să vă dau un exemplu unde am întâlnit o speță asta. Am întâlnit-o la prulmenți. Spre exemplu, intri în programul uh, Pazlink folosind, că toată România folosește Pazlink. Intri în Pazlink, codul se schimbă în. Ei primul cod, să zicem că e primul cod, și generează ca și producător aftermarket la rulment. Aftermarket, 10 producători. SKF, Fag, îți voi, până la din aia de buget. Dacă e al doilea cod care e acum în 2024, o să vezi că poate are echivalență doar pe SKF sau doar pe Fag, sau doar pe SNR. Ce montăm? Lucrul ăsta l-am părțit la plăcuțe de frână. Eu am comandat și primul cod că am zis, bă, s-a potrivit, a funcționat. și mă gândeam, mă, de ce sunt coduri diferite, aftermarket după codurile originale diferite. Și am pățit de curând cu o rampă de retur injectoare la o mașină de-a noastră, Skoda Octavia 16 TDI. Evident că după codul s-a schimbat. Aia înseamnă că s-a intervenit, s-a reproiectat, s-a schimbat furnizorul. Când se schimb codul, nu se schimbă așa de amoaca. S-a întâmplat ceva. Ei și ce am constatat? După codul găsit, spre exemplu, pe rampă sau după codul unei piese, vine piesa aftermarket. Bă, dar nu ține. Ține un an de zile. Bă, s-a defectat, a fost aftermarket, De an a ținut. Dar ce să vezi că am întâlnit de curând în serviciu la scola asta noastră, Octavia, când piesa aftermarket este făcută după piesa OE prima, inițială. Nu se găsește piesa aftermarket îmbunătățită, versiunea a doua. Găsești doar origine. Și atunci, în situația asta de față, dacă îți vrei să remediezi problema cum ar trebui ce vorbesc de sepsurile multimarcă la care mergeți voi, la care mergeți în reprezentanță, în teorie, beneficiați, că ea nu montează continental, ei montează doar o Nu montează filtre man, doar o E. Delphi, doar o Na, să nu vă merg în reprezentanță, n-am problema asta. Pentru cei care au problema asta. Și atunci, remedierea vine doar dacă montăm piesa originală, că aici vreau să ajung. Cu cine ajută asta? Adică ultima revizie, cum ar veni, cu cine ajută asta? Ne ajută că o să scăpăm de probleme peste care au dat alți utilizatori. Spre exemplu, eu la pasatul meu banal B6, sens, de, scuze, sens de presiune, turbină, s-a schimbat cod de trei ori și aftermarket și bol, se schimbă în, în, în. nu era defect, dar am vrut să iau ultima revizie. Nu știu eu ce probleme te că ar avea, că nu toate numai sunt scurt circuit, în ce să citească și aiurea. Și atunci întrebarea vine, când să montăm piese aftermarket și când să montăm piese OE? Acolo unde se poate. Uite, cum e cazul ăsta, rampa de retur, ea nu e foarte scumpă, nici originală. Mai ții, ții minte cu Valica cât a fost? Nu știu. Oricum, la aftermarket e 100 și va de lei, nu? Da, și aia originală cât să fie? 2 300 de lei, nu am trebuit mai cât a custa. Dar noi am mai montat din astea aftermarket și au ținut 7 luni, un an și un pic. M-am făcut de kilometri, de fapt 10 mii, ține 5 ani. Și atunci întrebarea se vine, bun, bă, nene, ce ziceți voi? Bă, nene, tu ne zici acum, dar cum putem să aflăm noi? No, cel mai bine când mergeți voi la magazin de piese auto, să arăt ce -ți ofertă la fratele Nică de la dmauto.ro să-l întrebați. Am a, la piese, filtru, să, să schimba codul. Da? La anumite piese. Să poate a voi de pe forumuri, că e o problemă. Întrebați, domnule, codul original. E la, dacă aveți mașină din 2018, e același cod sau să schimbați codul? Și atunci trebuie văzut ce soluție aftermarket găsim găsim soluția aftermarket din 2018 sau din 2024. E un pic mai greu, dar uh, clipul ăsta l-am făcut să învățăm împreună că sunt cazuri în care e mai ieftină soluția originală. Deși eu susțin să folosiți aftermarket de la producători de prim montaj, că faceți economie la bani. Nu se întâmplă în multe cazuri. Eu v-am zis, am întâlnit la ceva Audi la rulment, cred că tot Audi, la plăcuțe de frână, la și mașină, la o pompă de apă. Și la asta cu rampa de retur, injectoare, mi-a zis Mihai că și oricul erau schimbate, dacă nu mă știu, culoarea, nu știu, tomaro. În fine, astea sunt foarte importante. Că ce s-a întâmplat? Curge motorul cu acolo, injectoare, am avut foc, doamne frește, nu, mașina a venit vreo 30 de kilometri, nu a la foc, da? Da, Nu toată lumea -i e șofer. Sunt foarte mulți conducători auto, cum sunt și eu, și dacă se întâmplă, nu știi ce să faci. No, cam asta, asta am vrut să spun, că sunt situații în care cel mai bine vă consiliază cei care vă vând piesele auto. Puteți să întrebați. Uite, mi duc aminte un caz acum, um, un motor, 2 litri TSI de la Volkswagen, dar nu știa, pe la distribuție pe lanț, da, na, TSI, și nu știa mecanicul, bă, oare, uite, am un, am un client, trebuie se schimb distribuția, nu face probleme, dar știe el că sunt probleme la TSI, oare e, nu te poți uita că s-a schimbat codul antizător, că știți că antizătorul era. Ce să vezi, după poveste din 2024, 2022, ce să vezi că din 2012, la codul de nu mai știu, deci era un New Beetle. Ce cod de motor o fi pe New Beetle? Codul antizătorul hidraulic din 2012 până în 2022 nu era schimbat. Aia înseamnă că e soluția aftermarket 2015, 2019, 2022, era exact la fel. De regulă când se schimbă codul vaz se aduc îmbunătățiri sau se schimbă furnizorul și atunci aducea... când se schimbă furnizorul nu că e o îmbunătățire. Pur și simplu o chestie comercială, Na, nu se va conta pe viață, gata mă. Exemplul ăsta știți că vi l-am mai dat eu când... A bravo! Uite aici, avem uh, o bujie de reloj. Vi l-am mai dat eu cu, distribu... cu filtrul de combustibil la Touareg 2006, în 2006 era Manfilter, în 2016 era Bosch, filtrul de OE. O bujie originală. Mi-a aici fratele Lică. Originală Renault, făcută de către NGK. Cum se vede, da. Da. Ce am mai întâlnit la Renault? Am întâlnit Beru. Mercedes, Beru, NGK, Denso. De ăștia sunt producători. Eu, noi pe ăștia vi recomandăm. Uh, producătorii care se puneți voi de prim montaj. Evident că sunt o felul de producători, alți producători. Dar dacă vreți să nu dați greș și să... Uite, la sondă de lambda, deși Delphi aici, nu știu acum ce cu piesa asta, eu personal recomand la sondă lambda să nu montați origina, universale, scuze, știți voi, care să mai repara mașini, alea care e cu patru fire să faceți voi mufa, eu vă recomand să vă cumpărați sonde dedicate. le cumpărați cu mufa făcută de fabrică și vă recomand să montați Bosch, Denso și NTK. Deci asta dacă țin la mașina voastră. Soluția de buget, evident că există și Delphi și ce -o mai fi. Acum știți și voi că nu numai servisul decide ce să monteze, că ce și voi. Domnule, face diagnoză, sondă lambda, prima, mă rog, bun. Cât costă? Domnule, noi recomandăm să pui boș 800 lei. Foai. cel mai ieftin. Și mm. asta îmi pare. Nu, da. puteți să punem, ce găsiți, Delphi cu 300, zic așa. Și bună? Pe dacă se 300 și aia bună e 800, cum poate să fie asta? Dar nu vreau să denigrez brandul Delphi, că... Dar zic așa ca și chestie. De-a lungul timpului am descoperit că nu o să țin la fel de bine decât cea ale astea prin montaj Bosch. Da. Acum, în rubrica de comentarii, spune și voi ce specii de genul s-ați întâlnit? Că asta e frumos și am mai tot repede asta cu comunitatea de mea auto să schimbăm informații și să învățăm unii de la alții. Deci sunt, așa ca și concluzie, sunt anumite situații când e mai bine să punem, să montăm o soluție, o, piesă originală, mai ales dacă s-a îmbunătățit soluția constructivă, în defavoarea unei piese aftermarket. Eu cred că raportul ăsta e de 9 piese aftermarket, una OE, cam așa o văd eu. Că n-am întâlnit multe cazuri. Da, spuneți voi, dacă ați întâlnit cazuri în care să mutați aftermarket și să puneți OE revizuită. Eu, de fapt, dacă ați spus OE, OE. Dar OE revizuită, că se întâmplă. Vedeți și producătorii ăștia își dau seama târziu, sau târziu, după 2 ani, după 3 ani, după 4, după 5 ani. Furnizorul, stai că a, a făcut beri, uh, un EGR după care îl face, zi numelică, la sisteme EGR de la curăcitor. Warner am văzut ca și furnizor. Ce am mai văzut? Erau... Pirburg. Adică se schimbă furnizor în funcție de contracte, de... Bun. No, atâta. Ăsta am vrut să spun. Eu sper să vă ajute. Dacă aveți întrebări, le în rubrica de comentarii. Nu uitați pentru oferte de piese auto și ulei ravenol dmauto.ro, ofisaron Pentru domnul Sergiu S, te salut până la ora până la redacției n-am primit telefonul tău, deși el e deschis Pentru tipul de afacere MLM, cum mai zis tu domnule Sergiu Dragă, Sergiu S Astăzi când filmăm ce zi e? Joi Probabil să o să punem clipul Luni o să avem o surpriză pentru tine, să vezi ce înseamnă vânzare MLM, multilevel marketing, nu-i cazul aici. Avem o firmă cu o structură, cu o fundație foarte bine, sunt așa piramide și totul e foarte bine făcut și nu ne poate dobro nimic, dar o să vedeți voi de luni încolo, shorturi și pe TikTok, de ce spune fratele vostru Călin de la DM Auto că este site-ul independent cu cel mai mare stoc de ulei ravenol din România. O să vă convingeți voi dacă avem afacere stil MLM sau nu. Până data viitoare, numai bine!